Proiectul bugetului orașului Drochia pentru anul 2020 a fost prezentat cetățenilor în cadrul audierilor publice care au avut loc în încinta primăriei. Astfel, celor prezenți le-a fost oferită informația detaliată în ceea ce privește venituri și cheltuieli preconizate pentru anul următor. Pentru anul 2020, în bugetul orașului Drochia au fost planificate venituri în sumă de 50.178.600 lei. După cum putem vedea din diagrama care o avem, marea majoritate a veniturilor, din ce sunt formate veniturile bugetului primăriei orașului Drochia, sunt transferurile cu destinație specială, care sunt în mărime de 25.458.300. Pentru că ar fi mai ușor de înțeles ce sunt transferurile de destinație specială, sunt bani alocați din bugetul de stat pentru grădinițe, pentru întreținerea grădinițelor. Următoarele sunt taxele și impozitele colectate de către primăria orașului Drochia în sumă de 18.771.600, venituri colectate 1.884.400, transferul cu destinație generală 2.053.900 și transferul rutier din fondul rutier 2.010.400. Structura cheltuielilor este ca și structura veniturilor. Cea mai mare parte a cheltuielilor planificate pentru anul 2020 sunt predestinate pentru întreținerea instituțiilor de educație timpurie din oraș. Ele sunt la suma de 26.998.600 lei. Serviciile comunale și amenajarea 12.166.000 lei. Executivul și servicii de suport 6.308.700 lei, fondul rutier 2.010.400, sport 423.000 lei, stadion 944.500, dezvoltarea culturii 632.000 lei, protecția civilă 444.000 lei, fondul de rezervă 70.000 lei, tineretul 181.400. Cetățenii au venit cu idei de amenajare a locurilor de distracție în preajma lacului consumalist din orașul Drochia. Achiziționarea bărcilor ar permite drochienelor și oaspeților orașului să călătorească pe apă contra plată. Locuitorii au chirie, primăria vine în plus, dar oamenii au locul de odihnă. Într-adevăr, nu e chiar o problemă, este serios. Adică, vă gândiți, vă rog, că vine noi așa o profundă, vă gândiți, vă rog, dacă este posibil să facem ceva de genul la noi, și câteva locuri amenajate totuși cu malul locului. Audierele publice s-au desfășurat cu succes, participanții au primit informație vastă și susțin că este necesar ca locuitorii orașului să vină la astfel de ședințe. Astăzi am fost prezentă la audierea locală. Am aflat despre cum vor fi repartizați banii din bugetul orșenesc. Și totul a fost pe înțelesul tuturor, a fost explicat în multe detalii. Audierile publice privind proiectul bugetului orășenesc se organizează anual deja de 4 ani. Această inițiativă este una care implică locuitorii orașului în dezvoltarea localității și îi ține la curent în ceea ce privește venituri cheltuieli. A devenit deja o tradiție pentru primăria orașului Drochia ca pentru cele mai importante inițiative, proiecte să fie supuse audierilor publice. La fel și în acest an a fost supus audierilor publice proiectul bugetului pentru anul 2020. Ulterior discuțiilor de astăzi, toate propunerile, toate inițiativele care au parvenit din partea locuitorilor orașului vor fi analizate și sistematizate într-un raport, iar ulterior acest raport va fi prezentat ca anexă la proiectul bugetului înaintat către Consiliu, de către primăria orașului Drochia. Ele vor fi analizate de către consilieri și vor fi deja apreciate care vor primi finanțare, care vor fi incluse în buget, care vor fi lăsate pentru anul următor. Audierile publice sunt organizate anual de către primăria orașului Drochia pentru a prezenta societății civile despre cum sunt repartizați și cheltuiți banii din bugetul orășenesc. Pentru anul 2020 au fost planificate venituri în valoare de 50.178.600 lei. Victoria Conie, Eugeniu Bulat, TV Drochia.